O simplă testare cu nitratometru arată că în majoritatea cazurilor nivelul de nitrați din pepenii verzi este ridicat. În mod normal, pepenii trebuie să roșu, trebuie să aibă 60 mg pe kilogram. Noi avem un rezultat de 90 mg pe kilogram. Din 60 avem 80. Hai că-i partea s-a bătut vântul de atâta. O bătut vântul, așa? Ia pune-l aici. Hai să vedem încă o dată. Pune-l aici, un hai, unde nu l-a bătut vântul? Ia că așa aici. Opa. Al încep și până la fund. Până la fund la încep. De tot. Da? E, de-am aici nu-i bun. De-am nu-i bun. Legem pepenii roșu. Și asta zic că de data asta. Dacă am pătrează la alt 40. Opa. Din toate testele pe care le-am făcut astăzi în piață, am avut diferite rezultate. Majoritatea erau cu o depășire mică de 10, 20, 30 de miligrame pe kilogram, ceea ce înseamnă că ei pot fi consumați, dar într-o cantitate mai moderată. Coaja noi nu o consumăm și nu este periculoasă pentru noi. Deci e un test mai calitativ să face anume în miez. Specialiștii amintesc că pepenele verde poate provoca intoxicații serioase din cauza folosirii în exces a îngrășămintelor sintetice. Practica care o avem în cadrul agenției pentru protecția consumatorului ne arată că în începutul sezonului de pepeni verzi, carbuș, cum le spunem noi, este o perioadă când sunt foarte multe, într-adevăr, intoxicații în aceste produse și se acumulează o cantitate care este mai mare decât cantitatea normată de aceste substanțe, adică de nitrați, de pesticide, de herbicide. Un fermier care crește pepeni verzi de 8 ani spune că intoxicațiile pot apărea din cauza că mulți agricultori nu cunosc tehnologiile de creștere a fructului sau folosesc chimicale interzise. Depinde și preparatul. Sunt oameni care nu prea au bani și iau preparate ieftine și stropesc, dar acolo nu e așa calitate gustativă. Bărbatul a oferit și câteva sfaturi cum să alegem corect un pepene verde bun. Cârcelul la harbuzul ăsta e uscat. Uitați-vă, fiți atenți. Și liniile, da, mă, sunt mai late, nu ca la liniile astea, ca harbuzul ăsta, de exemplu, el e roz, de ghes începe coace. Dar ăsta, uitați-vă, și linie lată are, da, mă, ca bă. Asta înseamnă că e copt. Da, asta înseamnă că harbuzul e copt. E ca cumpărătorul, el mănâncă partea asta, la tăt harbuzul e dulce. Partea asta, dacă e acră, ori amărește, nu trebuie să mai mănânce. L-a dat deoparte și gata, măcar că el a dat bani pe dânsul. Conform Ministerului Sănătății, săptămâna trecută au fost înregistrate cel puțin 3 cazuri de intoxicație cu nitrați.